Astăzi am ieșit în stradă și am întrebat românii ce notă i-ar da președintelui Klaus Iohannis pentru cele două mandate și ce nemulțumiri au față de el. Haideți să vedem. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Că s-a născut și că a apărut în viața noastră. Mai bine rămâna în Germania. Acolo lumea știe să-și spună opinia și să pună punctul pe ei. Noi nu știm, din păcate. Ce notă i-ați da pentru cele două mandate? Vreo 5 de minus 0. De ce? Pentru că nu merită nimic. E egal cu 0. Din toate punctele de vedere. Care credeți că este cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Că nu și-a văzut decât interesul propriu. Explicați-mi și mie cum poate să justifice, mă bâlbâi, îmi pare rău, existența acelor multe case pe care le are, nu mai știu exact câte mai sunt, 6, 7, oricum, pentru o familie de două persoane, fără copii, da? De ce e nevoie de atâtea case și justificarea fiind aceea că ar fi reușit să cumpere acele case prin meditații. O întrebare simplă. El a fost singurul care a dat meditații și fizica e atât de importantă încât a avut nenumărați elevi care au cerut meditații la fizică? Ce note i-ați da ca președinte pentru cele două mandate? Îngăduitor, dacă aș vrea să fiu un 1. Nu, de ce? Nu. De fapt, nu. Minus 1. De ce? Haideți să vă mai spun ceva. În afară de faptul că și-a adunat case fără număr, da? Știți că atunci când era primar al orașului Sibiu, a fost și președintele Forumului Democrat al Germanilor din România și l-a retrocedat terenuri, case și așa, în valoare de peste 18 miliarde de euro. Mai e nevoie de vreun comentariu? A, și stați că mai e una. Asta e chiar bomboana de pe... Îmi pare rău că mă exprim așa, că nu e bine să dorești rău nimănui. Bine, de dus ne ducem toți la un moment dat, dar când ne vine timpul. Asta fiind singura datorie de care nu scapă nimeni. El are o datorie față de statul român. Știți că i-au găsit o casă pe care, vezi, Doamne, au reușit să dovedească că a luat-o cu acte false. Unde sunt ăia peste 300.000 de euro pe care datorează statului român? Unde? Unde sunt? Da? Când îi dă înapoi? De ce nu-i investește în programul minune care e al lui? Și apropo de președinte, a mai avut o bombă de asta de presă. Când au fost niște proteste cândva în București, a ieșit cu geacă roșie, i-a aplaudat pe respectivii și a zis că sunt românii lui. Numai aceia erau românii lui. El nu e președintele poporului român, al tuturor românilor și de aici și de afară. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? E prea îngânfat, prea plin de el. Nu e aproape de popor, nu-i... te privește de sus. Deci când ai de-a face, vrei să promovezi și să fii aproape de popor, trebuie să te uiți și jos, nu de la înălțime, știi? Ce note i-ați dat pentru cele două mandate și de ce? Nu știu dacă există notă, pentru că n-a meritat. A beneficiat de banii poporului, că sunt oameni în țară care efectiv se culcă nemâncați, mai ales copiii. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis față de poporul român? Neimplicarea în conflictul ăsta dintre partide, medierea. Mi s-a părut că a fost așa, foarte... Eu nu mă bag, eu așa și deci el a cules decât roadele. În rest... Ce note i-ați da pentru cele două mandate? 6. De ce 6? Ca să îi dau note de trecere. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? A candidat. El trebuia să stea cu mintea la el la Sibiu acolo, să-și vadă de casele lui și să ne lase în pace. Ce note i-ați da pentru cele două mandate? Pentru primul mandat, nota 3. Pentru că ieșea în parc, geaca roșie și plăcuțele suedeze erau o opțiune politică pentru el. Să nu-i dorim și noi plăcuțe suedeze. Și pentru al doilea mandat, un 5, așa că s-a plimbat și ne-a reprezentat în toată lumea. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis de când este președinte? Pentru că n-a comunicat cu populația. A umblat, a fost, el zice că a făcut treabă pe unde a fost, dar... Noi nu știm,
o fi făcut. Dar noi nu știm, n-am văzut, n-am auzit, nu s-a văzut, nu s-au văzut faptele și mutulic așa. Ce nu te i-ați dat pentru cele două mandate? Păi 6, să zic. De ce 6? 6. Pentru că l-am votat de două ori și am făcut o mare greșeală și să nu decadă chiar în halul ăsta, hai să-i dau un 6. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Lipsa de comunicare cu populație. Ce notă i-ați dat pentru cele două mandate? Și de ce? Cu indulgență 5. De trecere. Da. De ce 5? Pentru că nu a meritat mai mult ca notă. Care a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Că n-a comunicat cu populația. Și ce notă i-ați dat pentru cele două mandate? Zero. Care credeți că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Că n-a arătat așa cu degetul către noi. Noi cei care l-am ales. Noi cei care suntem bunici, noi cei care suntem părinți, noi cei care suntem copii și trebuie să învățăm ceva. Noi. Și-a permis. Și ce notă i-ați dat pentru cele două mandate? Nu există notă care să-i se poate acorda. Este sub orice critică, sub orice limită. Limita inferioară vorbesc. Nu merită notă. N-a făcut nimic, doar ne-a necăjit. Care crezi că a fost cea mai mare greșeală a lui Iohannis? Că a luat 6 case și nu ne-a spus cum le-a făcut domnia sa ca și profesor. Și că ar fi trebuit, la rândul său, să se pună în locul celor care probabil mai sunt azi profesori și care nu ar fi putut să ajungă la nivelul în care el ar fi spus că a dat atâtea meditații încât a câștigat 6 case. Asta cu 6 case nu știu cum e. E ca și cum ai spune că ar fi câștigat 5 pământuri, dar a pus decât 3 sere în care n-a făcut nimic. Nu știu, nu cred că e un om care, adică cel puțin ar fi trebuit ca cei care ajung, din punctul meu de vedere, acolo, să fie mai bine controlați. Dacă au probleme cu legea, dacă au afaceri în neregulă. Ce notă i-ați dat pentru cele două mandate? Și de ce? Și, nu știu, eu cu notele nu prea, i-aș dea insuficient la ce a făcut. Sau suficient, să nu fiu prea, nu știu. Să nu fi vorbit în neștiință de cauză. Cred că suficient la cât ne-a reprezentat, mai ales cu cele 6 case.